Gata. Am început. Am început. Da. Am participat la un concurs în Italia, unde am întâlnit o doamnă care cânta la orchestră acolo. Și-am rugat să... Uitați cum ne mutăm din cauza lui Buterbâncă, bă! Bă, vă dați seama, nu-i rușine, bă! Bă, ne mutăm! S-a trebuit să ne mutăm, nu? S-a trebuit! Bă, ce casă! Nu mință, bă, oamenii, bă! Crezi că n-am văzut că nu-i crepată sau ce? Care? Au, bă! Lumea, uitați aici ce mințește, bă! Asta nu vine să cred! Uitați, bă, lume! Nu... La comentarii să vă aștept cum îl pot să rezist. Foarte greu, mă moară. Eu nu fac nimic, mă moară. Așa vine lui în chef. Și cam... Îi place mult să omoare lumea. Bine, și mie îmi place, dar nu pe mine, că eu nu l-am omorât. Nu i-am făcut nimic, dar el... Cum? Buter, mă, că? Bă, am rămas fără! Lume, după filmare, o să mor. O să mă moare. Să știți. Să nu mă lăsați baltă, vă rog. Țineți-mă cu voi. Da, nu, numai când mă văd că scriere în vie, nu? Atâta, nu? A venit așa, nu chestia. Numai când văd că reînvie și să... Nu știu cum ai. Reimpostrează sau ce dracu scrie. Buter! Buter, tu le duci acolo, nu eu. Tu! Nu eu. Ca zis. Bun. Mă dor urechile. Bă, am picat jos. Ah, ce bine. Nu. Nu mor eu. Unde? Ai zis, hai bă, să ne facem un mai loc. Vrei să vedem filmările? Vrei? Hai că vedem filmările și după mai vorbim. La filmări avem dovada. Comentați dacă ați văzut. Bă, nu-mi scrie pe mesajă, că și așa gândau vede lumea. Bă. Da, bă, vorbim noi mâine. Bă, la ce mă, dar am zis că facem maxim să ne vadă lumea, nu? No, asta facem, tu. Bă, asta am încercat, bă. Tu numai știi să mă omor. Asta nu e treabă. Uite, mai odată zic, te omor, scuze, tu te apuci a râde. Ți-ară și filmarea. Păi ce-i ce apucă râsul? Bă! Vezi, tu dai-o în proasta. Așa-ți place. Bă, așa-ți place, nu? Știu, ne întâlnim noi mâine la școală, dar pe... De câte ori te-am omorât? Îmi poți zice și mie. De câte ori te-am omorât? Întâi. Nu, nu mă duc să te omor, nu zi eu așa. Nu mă, nu zi așa, nu. Nu.
omor lumea doar dacă nu e cu mine, în echipă, nu facem video. Da, așa, hai să vă zicem. Aducem omagiul nostru, Marmi Maestru, Temistocle Popa. Cine nu a ascultat măcar o dată melodia? Veronica, Veronica, fată bună și cu minte. Marele Maestru, a mai scris și alte șlagări, la lele, Vestea fanfara militară, mi-ai furat inima, să cântăm chitara mea. Acestea sunt doar câteva din compozițiile marelui maestru. Am mai scris și muzica pentru filmele Veronica, Veronica se întoarce și Mama. Propun să ascultăm un fragment dintr-o piesă foarte bine cunoscută de dumneavoastră. Anchis, prostul. Salut! Sunt Florin 775 și ciao ciao. Certați, iarăși.